Salutare, sunt Oana Tache, voi sunteți la iVlog. De data asta o să facem lucrurile puțin diferit pentru că se apropie alegerile. Alegerile europarlamentare de pe 26 mai sunt primele și pentru că știu că sunt unele subiecte despre care vorbește toată lumea, dar nimeni n-a stat să despice firul în patru, așa că o să o facem noi. Ce este votul? Votul este un principiu de bază al democrației prin care fiecare cetățean, adult și cu discernământ, își poate exercita dreptul la vot, activ sau pasiv, și de a-și alege reprezentanții în legislativ. Sistemele de vot reprezintă mecanisme de selecție a reprezentanților unor grupări cărora li se deleagă autoritatea de a-și reprezenta alegătorii și de a lua decizii în numele acestora, dar și pentru aceștia. Primul stat din lume care a introdus votul universal a fost Republica Franceză în 1792. Și atunci puteau vota doar bărbații. Din 1848, același sistem de vot este adoptat și de Elveția. Însă prima țară care introduce votul și pentru femei este Noua Zeelandă în 1893. În România, votul universal a fost introdus în 1918, iar primele alegeri în acest regim au avut loc în 1919. Româncele însă pot vota începând cu anul 1938.